Să română, bună seara, am venit să mă fac stand-upper. Oh, bine ai Sunt venit. Sunt din București, am 45 de ani și haideți cu un rând de aplauze pentru că simt că mă pe mine. Vă mulțumesc. În continuare simt că mă pe mine, dar cred că e de la prostată. Dragi prieteni, sunt oarecum obișnuit cu scena pentru că fac parte din cea mai proastă trupă din România, dar singura care recunoaște. Și împreună cu colegul meu am prins un concert la Târgu Jiu și am rămas vara acolo. Eu eram toată ziua pe ștrand, titirez după gagici. Și seara când erau concerte la fel, titirez după gagici. Colegul meu mai conservator, așa, el stătea pe la mese cu ăștia mai purii, aranja spectacole, la la la. N-am nici cea mai vagă idee cine. Într-o seară vine și îmi spune: Gogule, în 10 minute ești la mașină, că vin cu una trăznet. Și ce crezi? Nu vine singură, vine și cu prietena ei. Ba, mă mâncat ți-ai gura ta, n-a terminat de zis, eram la mașină cu cheia. Am simțit că mi-a rămas o coajă de sămânță. Vine ăsta cu gagica lui. Pac, lângă mașină. A mea nu mai venea. Zic, păi și aia nu vine. Ba da, vine acum. Am văzut eu un pâlc de oameni că se apropie. Pe măsură ce se apropia pâlcul, oamenii din pâlc dispăreau, dar pâlcul rămânea la fel de mare. Când mai avea vreo 2-3 metri, a purt în fața mea o bilă. Zic, Gogule, dă-te așa că asta ne rupe mașina. Să ne facă cunoștință, întind mâna Florin. Simona. Ce Simona, că ești original, Fiona, nevasta lui Shrek. Am ajuns la locație unde stăteam, aici era camera mea, ușa și camera lui. Băi, au intrat în casă, giugu-liugu, liugu-giugu. Eu am rămas cu cașalotul, ce era să fac? Și să nu fi nesimțit, am invitat-o în casă. S-a așezat pe pat, pe colțul patului așa, ziceai că-i iglu. Eu nu mai aveam unde să mă așez. Te-ai făcut safe, hă? La un moment dat, zic, ia să dau și o geană să văd ce fac ăștia. Mă uit, draperiile uite, glumele astea cu geană mi-e plac. O seară mai înainte, colegul meu lăsase o sticlă de palincă. Ia o palincă, dă-i o gură, dă-i două, mai fumez o țigară, m-am făcut lemn. Bă, parcă nu mai era așa urât. Caut un loc unde să mă așez. Ții minte și acum era un spațiu cam cât intră telecomanda de la televizor. M-am așezat așa într-o parte și am început să o mângâi pe spate de sus în jos. Ziceai că pun polistiren pe casă. Bă, fără nicio reacție. Zic, stai liniștit că schimb strategia. Bag mâna pe după ea, așa, ridic flaneaua. Țin minte și acum eram între rândul 3 și 5 de șunci cu gândul să o iau de țâțe. Hai, hai. Cu gândul să o iau de țâțe. Este, mă, s-a întorpărit. Bostineanu. Bună seara. Du-te, salut. Cu gândul să o iau de țâțe. La care am de la țâțe. S-a fost singurul lucru amuzant până acum, făcut-o, cum a reluat-o de la țâțe. Așa, spune-ți, rog. Sunt sigur că o iau pe țâțe. La care ea îmi zice, hai, du-te și zile la aia să vină aia odată, că mi-e somn, mi-e frig și vreau să merg acasă. Ți-e frig? Să bea o palincă. Ea am dat, a băut Fiona o gură, a mai băut o gură și pormă i-a dat voleu. În 10 minute era la față și cei că-i Godin. S-a ridicat după pat așa și a dat flaneaua jos, a scos sutienul, l-a întins așa să moară mă dacă nu știe că-i tiroliană. Bă, ce fac eu cu asta, mâncață? Și venea spre mine și a dat și fusta jos, a aruncat-o pe pat, zice că a pus bamaie, m-a cap. Și venea spre mine, ia mă, păi cu steau, ce sunt stivuitor? E, dacă nu mă iei, te iau eu. M-a luat Fiona, m-a trântit în pat, a urcat peste mine, aveam senzația că sunt pui de găină sub cloșcă. Bă, parcă deasupra mea era omulețul ăla de la Michelin. Și am zice, te superi dacă îl băgăm între noi și pe Mitică. Cine dracu mai fi și Mitică să vină că măcar să iau și eu o gură de aer să respir. A băgat mâna în geantă, mare dildo ce a scos. Oh! S-a pus așa în palme.
Mi-a dat două moroșence de alea peste ochi. Am leșinat și vă jur că nu mai știu nimic din acea seară, deși și acum mă ustură. Vă mulțumesc frumos! Ce final ne-a